Investirea noului guvern de tehnocrați, cam ce credeți despre această măsură și ce șanse îi dați în următorul an cât vor guverna România? În primul rând, am îndoieli că sunt tehnocrați. Se apreciază foarte mult în foarte multe medii că sunt birocrați. Un singur lucru poate că ar fi bun, că sunt socotiți independenți față de clasa politică. În acest context, să zicem, există unele speranțe, dar deocamdată nu se știe clar cu ce se va ocupa actualul guvern în viitorul an. S-a spus că până la 15 decembrie o să se scoată o nouă variantă de program de guvernare. Până acum au fost doar unele idei care, după părerea mea, chiar din start au fost abandonate.